Situație tensionată la un strand la o săptămână după ce un eveniment similar a avut loc la marginea capitalei. Conform Digi24.ro, potrivit poliției germane, până la 250 de oameni au fost implicați în bătaia care a avut loc la strandul Sommerbad. La baza conflictului a fost o dispută legată de pistoale cu apă. O tânără de 21 de ani și prietenele ei au fost stropite cu pistoalele de apă de mai mulți copii. A urmat o ceartă între cele două părți, iar la un moment dat un bărbat de 35-40 de ani a intervenit. Acesta ar fi luat un pistol cu apă și ar fi stropit-o pe tânăra de 21 de ani în față. Femeia l-a scuipat, iar el a lovit în față cu jucăria, spune poliția germană. Tânăra a suferit o fractură de piramidă nazală și sângera profund, iar angajații strandului au intervenit pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Suspectul a părăsit zona. În timpul derulării faptelor, din motive care nu au fost încă clarificate, au izbucnit brusc revolte, iar angajații strandului au fost hărțuiți de până la 250 de vizitatori ai strandului. Potrivit poliției, vizitatorii nu i-au mai ascultat pe angajații strandului, iar șeful de tură a încercat să-i dea pe oameni afară și să îl închidă. Însă nu a fost ascultat. Abia după sosirea poliției, situația s-a calmat, iar strandul a fost închis. Poliția desfășoară cercetări pentru vătămare corporală și perturbarea liniștii publice, relatează Digi24.ro.